Ea este o bluză componentă a costumului tradițional românesc purtată de femei, este confecționată din pânză albă, de bumbac sau de borangic, este împodobită cu broderii în motive populare românești, mai ales la mâneci, la piept și la gât. Cum se încadrează Ia în modernismul zilelor noastre, cât de contemporană este bluza, aflăm de la maestrul popular, de la meșterul popular, Alina Dima. Bună ziua! Bine ați venit! Tot ceea ce pot să vă spun despre Ia românească este faptul că, da, ea este tradițională, dar ceea ce există în ziua de astăzi în comerț, toată lumea spune, este Ia tradițională românească. Nu este. Bine spuneați mai devreme, ea tradițională este confecționată pe pânză de casă, mai de mult, în trecut așa se făcea, pe borangic sau pe pânză albă. Ceea ce există în ziua de astăzi în comerț, îmi pare foarte rău că trebuie să spun, nu este o ie tradițională, deși foarte des întâlnesc expresia ie tradițională românească. Nu este ia noastră tradițională și sunt foarte revoltată pentru simplu fapt că este confundată ia tradițională pe care, da, bine spuneați, o purtau femeile și o poartă și în ziua de astăzi, dar cele asezonate la blugi nu sunt iile noastre tradiționale, deoarece ele sunt fie brodate la mașină, import, și atunci nu mai putem să spunem că este ia românească, dacă ele sunt importate, și mai mult sunt cele imprimate cu modele tradiționale, da, seamănă cu cele românești. Cum spuneați mai devreme, este internațională, dar asta nu înseamnă că este ia populară românească. Ea este din trecut, cu sute de femei, cu mâna și pe rama de brodacele, pe pânză, borangic, și acelea sunt, da, tradiționale. Cel mai des acum se cer iile înflorate și în momentul în care spune eu aș vrea acel model, aș vrea să-mi fie cusătura aici, aș vrea ceva floricele, ceva așa, te uiți la persoana respectivă și îți dai seama, își dorește mai mult spre roșu, mai mult spre maro, sau este o persoană mai închisă, nu își dorește ceea ce își doresc tinerii, ceva mai extravagant, și imediat îi dai un indiciu sau încerci să vorbești cu dumneavoastră, să-i spui câteva cuvinte despre culorile pe care ar putea să le conțină acea ie. Dacă vezi că nu le vrea pe cele mai țipătoare, mai stridente, atunci încerci cu ceva, are și nuanță, pentru că tot timpul suntem pregătiți cei care lucrăm cu tot felul de soiuri de ațe și atunci este normal că dumneavoastră zice, așa, cam așa aș vrea, așa mi-ar place, așa mi-aș dori, și tot timpul am poze sau cărți foarte vechi din 78 cu modele tradiționale românești, unde își poate alege modelul. Poate, chiar dacă n-a venit cu gândul să-și aleagă acel model, văzând modelul, zice, mi-ar place mai mult acesta decât ceea ce mi-am imaginat, și în funcție și de starea mea de spirit sau mai știu eu, sunt mai multe criterii. Ne-ați spus despre floricele. Ce alte modele mai brodați dumneavoastră? În afară de cele cu floricele care se cer acum și sunt așa de cerute pe piață, le mai fac pe cele tradiționale, chiar tradiționale. În Alba Iulia am lucrat la niște costume care chiar le doreau tradiționale, au venit cu modelele lor foarte vechi și își doreau acel model să rămână de pe la stră bunici. Cele pe fir, care sunt cu pășitură, cele care sunt cu șire, cum se spunea atunci, sau mai nou, acum se cer cele brodate manual, nu în cruciulițe, cu broderie manuală. Ceea ce vedem aici este modelul bătrânesc cu șire, cu șire. Este făcut pe Panama, pe pânză Panama, dar se făcea pe pânză albă. Am ceva, dar momentan nu le-am încheiat. Cel pe care vedeți în imagine este pe pânză de casă, pânza tradițională țesută în război. Nu se prea găsește și chiar am primit câteva telefoane și mi s-a spus că ar avea, dar au un preț de nu te poți apropia de pânza aceea, și știți că pânza de casă este foarte îngustă, nu este ca cea comercială, dar firele sunt foarte bine așezate și pot să lucrez, sunt pătrate. În schimb, la cele de comerț, firele nu sunt
corect așezate. Deci ele nu sunt pătrate, sunt mai mult lunguiețe și trebuie să fii foarte atent cum așezi modelul, să nu iasă prea lat sau să iasă prea lunguieț din cauza firelor și a țesăturii, că nu este o țesătură stabilă. Este un model, îi se spune creasta cocoșului sau... Am mai întâlnit și burta vacii și mai multe modele, depinde de zonă. Și este un model foarte vechi. Bineînțeles, el se face cu roșu și cu negru. Eu am încercat să-i pun niște culori mai vii. Ceea ce se poartă acum mai modern, cu broderile manuale, deci nu este cusătură pe fir, nici pe cuciuliță, nici pe pășitură, este pe broderie manuală, pe ramă. Ați numărat vreodată de câte ori împungeți în aceeași cămașă? Nu, niciodată, nici nu m-aș fi gândit. Dar mi-ați dat o temă de casă. Depinde de model. Și atunci, nu știu, cred că aș fi înconjurat tot pământul acesta cu împunsăturile.